Să fie Domnul. Amin. Care aveți cuvântul Domnului, vă rog să-l deschideți împreună cu mine. În seara aceasta o să vedem niște lucruri foarte importante. La Cartea Genesa, toată Biblia, să știți, este inspirată de Duhul lui Dumnezeu, a lui să fie toată gloria. Cartea Genesa, capitolul 25. Să citim de la versetul 27 până la versetul 34. Mulțumesc că deja ași a și s-a și afișat. Dacă nu vă este greu, vreau să ne ridicăm în picioare. Vă mulțumesc. Cartea Genesa, 25, de la versetul 27. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns în vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Dar Iacov era un om liniștit, care stătea acasă în corturi, Isaac. Iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui, Rebecca însă iubea mai mult pe Iacov. Odată pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rup de oboseală, și Esau i-a zis lui Iacov, dă te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom. Iacov i-a zis, vindem azi dreptul tău de întâi născut. Esau i-a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte. La ce mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov i-a zis, jură-mă întâi, Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat astfel și a nezăcotit Esau dreptul de întâi născut. Mai citim doar două versete, vă rog să puneți din Cartea Evrei, capitolul 12, versetele 16 și 17. Evrei 12, vă mulțumesc! Vedeați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca sau care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar cu o cerea la lacrimi, n-a putut să o schimbe. Amin. Vă mulțumesc, reocupați-vă locurile. Apreciez din nou ca așa seară dragostea și iubirea pe care o aveți față de casa lui Dumnezeu. Am curajul să spun aici, în frică de Domnul, nu va sta Dumnezeu nepăsător față de sufletele noastre. Lăudați să fie numele Lui în veci. Dumnezeu în providența Lui are două ateliere de prelucrare a oricărui creștin care sunteți aici. Primul atelier de prelucrare a caracterului nostru e casa de rugăciune. Aici, în casa de rugăciune, Dumnezeu ne prelucrează caracterul, modelându-l și corectându-l prin cuvânt. Al doilea atelier. Ce nu s-a putut realiza aici. Dumnezeu ne bagă în al doilea atelier și e spre binele nostru. Încercări și necazuri. Dumnezeu, eu știu, am trecut pe acolo, să știți. Cuptorul nu curăță niciodată. Cuptorul de suferință doar drobește. Știți cine curăță? Sângele Domnului. Acolo noi ne vedem nimicnicia, acolo noi capitulăm, acolo noi ne pocăim, acolo Dumnezeu modelează caracterul cel mai bine și îl și corectează, modelează și corectează. În seara aceasta vreau să învățăm o, o problemă destul de importantă în viețile noastre, o temă deosebit de importantă în viețele noastre, să învățăm din acești două personaje, acești doi copii gemeni care s-a născut lui Isaac, a fost Esau și Iacov, doi gemeni care a fost două destine. Înainte ca să spun despre ei și să învățăm câteva lucruri foarte importante, vreau să vă spun cea mai binecuvântată familie din Sfânta Scriptură a fost familia lui Avram. Cea mai binecuvântată familie din Sfânta Scriptură a fost familia lui Avram. Frații mei, Avram este tipul model, tipul model în ce privește credința. El este numit Tatăl tuturor credincioșilor. Avram e tipul model. Moise este tipul model în ce privește profeția. Da, și blândețea. În ce privește darul profetic, Lucrarea profetică este Moise. Zice, Domnul Dumnezeu va ridica din mijlocul vă un proroc ca, ca mine. Avram ne spune în Sfânta Scriptură, el a văzut ziua Domnului nostru Iisus Hristos. Deși era cu 1500 de ani înainte de a veni Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe pământul acesta. El a văzut ziua Domnului și a tresaltat de bucurie. Ne spune în Evanghelia după Ioan. Avram e singurul om în Biblie, singurul om în Biblie, care l-a făcut, Dumnezeu l-a făcut proprietar. I-a dat titlul de proprietar peste toată țara Cananului. Nu se să găsiți pe nimeni Dumnezeu să-i dăruiască titlul de proprietar. Te rog, frate, să afișezi Genesa, capitolul 17, versetul 8. Genesa 17. Uitați-vă aici. Ție, adică a ținut în vedere pe Avram, ție și seminții tale după tine, Îți voi da țara în care locuiești acum ca străin și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică și eu voi fi Dumnezeul lor. Dumnezeu pe el l-a făcut proprietar. Știți că de aici nimeni nu suntem proprietari? Știți că noi plătim impozite? Plătim plătești impozit. Toți Plătiți impozite. Nu sunteți proprietari de drept. Noi suntem proprietari de fapt. De drept a fost numai Avram. El n-a mai plătit niciodată impozit. Însă, s-a întâmplat o dramă, o mare dramă în această familie. Când s-a născut cei doi gemeni, în această familie binecuvântată, când s-a născut doi gemeni, a fost două destine, două căi, și pe mine m-a încurcat foarte mulți ani, m-a încurcat câteva versete din cartea, vă rog deschideți și îl rog și pe fratele să mă ajute, din cartea, să citim la cartea Maleahii, cartea Maleahii, capitolul 1, să citim de la versetul 2, Maleahih 1, versetul 2, versetul 3, versetul 4. Da, uitați-vă toți la versetele, la versetul acesta, unde citez. V-am iubit, zice Domnul. Și voi ziceți, cu cine ai iubit? Nu este sau frate cu Iacov, zice Domnul. Totuși, am iubit pe Iacov. Versetul 3. Și i-am urât pe Esau, i-am prefăcut, mun i am prefăcut munți într-o pustietate și moștenirea lui i-am dat-o șacalilor din pustie. Iar dacă ar zice e domul, care înseamnă Esau, Esau sau Edom, e unul, e domiții, s-a născut din Esau. Iar dacă ar zice e domul, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile. Așa vorbește domnul oștirilor. Să zidească ei, că ce o voi surpa și se vor numi țara răutății și poporul pe care s-a Domnul pentru totdeauna. Fraților, versetele acestea pe mine m-au încurcat mulți ani. Mulți ani am crezut că Dumnezeu pe unii îi iubește și pe alții îi respinge. Adică asta se cheamă predestinare. Eu nu cred în predestinare niciodată. Dacă vor fi aici frați și surori care cred în predestinare, nu e o erezie nimicitoare predestinarea. Unii cred, unii nu cred. Eu am întâlnit frați slujitori în România, slujitori buni, cu o viață ireproșabilă, dar crede în predestinare. Și am spus, frate, suntem frați eu nu cred, dumneavoastră credeți. De eu nu cred. Vreau să arătăm acum patru lucruri, patru lucruri, și învățăm toți de aici, care a determinat pe Dumnezeu să-L îndepărțea hotărâre definitivă și irevocabilă cu privire la Esau. Încă ceva. Ce vreau să vă spun. Vreau să mai citim încă o dată, înainte ca să arăt cele patru lucruri, încă o dată ne întoarcem, lor pe fratele să mă ajute încă o dată și îi mulțumesc frumos, ne mai întoarcem încă o dată în Cartea Evrei, capitolul 12, citim încă o dată versetul 16 și 17, ce citim, ce re, recitim, rămâne nu numai în memorie, rămâne în inimă. Vedeați, să nu fie nimeni, să nu fie între voi nimeni, curvar sau lumesc, ca e sau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Urvețet următor. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit. Pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Îmi imaginez, nu știu dumneavoastră dacă vă imaginați ca și mine, pe Esau, pe, pe, da, pe Esau, când se duce la tatăl său Isaac și când a început să se țipe de durere, tata, nu mai ai nicio binecuvântare, îmi cer scuze, eu aș vrea să redau exact durerea lui sfârșitoare. Eu nici un sfert, nici unul la sută n-am. Nu vă puteți imagina ce a început la să urle, să țipe de durere. Eu cred că nu ne dă detaliu cronicarul care a scris. Nu mai ai nicio binecuvântare, fiule. Nu mai am. Eu aș putea să spun din mintea mea multe. Dar nu ți le spun din partea Domnului. Și acum vă rog să fiți atenți, pentru că de aici învățăm ceva foarte interesant. Am ajuns odată într-o biserică în județul Bătoșan, unde erau foarte mulți copii. Erau peste 50 de copii, erau grupați așa într-o Într-o într parte a bisericii și întâi am dialogat cu copiii. Am predat în școlile la copii mulți ani. Și îmi place foarte mult să dialoghez cu copiii, cu tinerii, foarte mult. Și am întrebat, copii, voi, ca cine vreți să fiți? Unul, eu, 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 ridică-te, te rog, spune. Vreau să fiu ca Gigi Becali. Ca cine? Ca Gigi Becali. Ați auzit de Gigi Becali? Eu nu su surprins. Cum? Nu ți-ai găsit niciun personaj din Biblie? Poate da, frate, dar Gigi Becali e cel mai bine binecuvântat. vă pun întrebarea, Gigi Becali este binecuvântat? Fraților, Gigi Becali și alți, de exemplu, Bill Gates, care este marele magnat și sunt alții mai bogați, marele miliardar, multimiliardarul, nu înseamnă că e binecuvântat. A avut șanse și oportunități. Și mai vreau să mai arăt ceva. Încă mai spun câteva idei ca să rămânem cu o învățătură foarte bine pusă. Bine, zic eu, e o temă bătătorită de mine, adică cercetată, studiată. Când s-a întors, Iacov de la Laban. A stat 20 de ani. Ăsta pleacă singur, gol, pușcă. Face o juruință. Dacă vei fi cu mine, dacă mă vei binecuvânta, a zecea parte va fi al tău. Ajunge la Laban. Așa o mare avere se întoarce după 20 de ani o avere colosal de mare. Gigi Becali nu-i nici, 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 la degetul mic, pe lângă ce a avut ăsta, cu ce s-a întors. Când se întoarce pe drum, aude vestea că fratele său, fratele lui, Esau, vine cu 400 de mercenari, asasin de elită, fără sentimente, ăștia taie în carne vie, ucide și omoară și a luat 400 în armați, îl doborâm. Iacov s-a temut, a rămas singur peste noapte. Ne zice Biblia că l-a întâlnit Îngerul Domnului și s-a luptat toată noaptea cu Îngerul Domnului. Credeți că Va afirm, e adevărat, nu ceea ce v-am spus. Toată noaptea, întrebarea care vă pun eu, care cre cum credeți, dumneavoastră că s-a luptat Iacov cu Îngerul Domnului toată noaptea? V-ați imaginat? Săbii, ciomege, corp la corp! Nu. Pune cartea Osea, 12, versetul 4 cartea Osea, s-a luptat cu îngerul și a ieșit biritor. A plâns și s-a rugat de el. Asta a fost lupta. Să te luți cu îngerul Domnului. Pe un înger al Domnului a nimicit într-o noapte 185.000 de mii în tabăra sirienilor. Pe un înger al Domnului, dacă ar vrea să se cera Portlandul în două secunde, toți ar cădea la, și se la pământ dimineața. La revărsatul zorilor, ăsta îl prinde de poala haine, nu te lasă pleci, nu te lasă pleci! ce mai? Nu te lasă pleci până? Pe păi ăsta se întoarce putre de bogat. Äh, fraților, știți cu ce s-a întors ăsta de la Laban? Äh, nu, știți ce a pregătit ăsta ce a pregătit pentru fratele său? Pentru fratele său e sau ca un dar, un mită? Hai să vă citesc foarte repede. El pregătește repede un dar, să-l trimită înainte și vă citesc dar pregătește el. 200 de capre, 20 de țapi, 200 de oi, 20 de berbeci, 30 de cămile cu mânjilor, 40 de tauri, 20 de măgărițe cu mânzilor, 10 măgăruși. Un calcul, după, un calcul făcut după zilele noastre, această, aceste, această avere, aceste lucruri, aceste animale care le-a trimis, valorează undeva la peste 100 de mii de euro. Când vede ăsta darurile că vin în față, e sau, ăsta cu 400 de mercenari tot înaintea, atunci Dumnezeu i-a muiat inima. Puneți, vă rog, Genesa 33, versetul 9. E i-a zis, eu am din belșug Păstrează, frate, ce este al tău. Fraților, întrebarea de derută, nu de derută. Știți, nu întrebările sunt grele. Răspunsurile sunt grele. Niciodată întrebările nu sunt grele. Răspunsurile. Întrebarea. Ce binecuvântare n-a primit? E sau dacă ăsta avea avere mai mare decât Iacov când s-a întors. Fratele meu, păstrează ce ai, eu am. Tu n-ai nimic pe lângă ce am eu. Ce binecuvântare când el plângea într-un hohot, într-un țipăt, și n-a putut să schimbe definitiv nimic. Ce binecuvântare! Ce credeți? Ce binecuvântare i-a trebuit lui Iacov? A doua întrebare, care nu-i grea întrebarea, răspunsul e greu. Ce binecuvântare că ăsta s-a întors de la socrul său, de la Laban, foarte bogat? Binecuvântarea cerului, fraților. Binecuvântarea lui Dumnezeu începe întâi cu cele cerești. Și apoi cele pământești. Binecuvântarea lui Dumnezeu. Întâi cele cerești. Roa cerului care trebuie să te ude. Prospețimea Duhului care trebuie să facă în fiecare zi. Să te numești binecuvântatul Domnului. În ziua judecăției, Dumnezeu va împărți lumea în două. Cei de la dreapta vor zice veniți binecuvântați tatălui meu. Și celor de la stânga le-a spune plecați blestemaților. Vor fi doar două categorii de oameni. Binecuvântați și blestemați. Nu înseamnă că cei care au posesiuni materiale sunt binecuvântați. îi o formă, o latură, dar o să dezvoltăm lucrul acesta. Cei care nu cunosc pe Domnul, să mă refer mai clar, cei care nu cunosc pe Domnul și sunt foarte bogați, nu înseamnă că sunt binecuvântați de Dumnezeu. Nu, niciodată. Acum să trecem patru lucruri care l-a determinat pe Dumnezeu și să învățăm de la ele patru lucruri care l-a determinat pe Dumnezeu să-și întoarcă fața de la Esau pentru totdeauna și să nu fie în rândul celor binecuvântați. Să se numească țara răutății pentru totdeauna. Dumnezeu care s-a suprat pentru totdeauna. Acum să revenim, te rog frate, să pui repede, încă o dată, să recitim versetul cu numărul 27 din Genesa 25. Recitim versetul care l-am citit în pasajul Puneți încă o dată versetul 27, Genesa 25. Genesa 25 cu versetul 27, da? Citim încă o dată ceea ce am început la început. Uitați-vă, te rog, toți la acest verset. Băieții aceștia s-au făcut mari. E sau, de aici pornim, a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Asta a fost prima piedică, primul lucru. Frații mei, tot ce e în lumea aceasta, tot, 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 tot e câmp. Absolut tot e câmp. Rețineți aspectul. Câmpul este bun, dar până la o limită. Dacă el câmpul știrbește relația cu Domnul, știrbește părtășia cu frații, știrbește venirea la biserică, poate să-l determine pe Dumnezeu să ia alte hotărâri. Iesau sau din punct de vedere profesional, din punct de vedere profesional, devenise, devenise, un profesionist. Din punct de vedere al vânatului, era un mare profesionist. Ăsta nu-i trebuia mult, dacă vedea o căprioară, nu-i trebuia mult, rapid. Era în altă, profesio... în altă calificare, în arta vânatului. și ce, din punct de vedere spiritual, era pe nicăieri. Pe păi el nu-l interesa părtășia. El, de ce oare are Esau? Nu s-a dus la, la bunicul său. Știți câți ani avea bunicul său, Avram, când s-a născut Isaac, Esau și Iacov? Când s-a născut aceștia, tata lor, Isaac, avea 60 de ani. Avram avea 160 de ani. Știți cât, știți cine mai era în viață când s-a născut atunci doi gemeni? Eu am calculat de foarte multe ori. Am calculat foarte atent ca să nu greșesc. Mai era în viață Sem. Sem care a văzut potopul. Ăștia era a 12 -a generație. Se a trăit 600 de ani. De ce nu s-a dus sau la bunicul său? Bunicu, împărtășește-ne, te rugăm, experiențele tale cu Dumnezeu. De ce nu s-a dus la sem, la stră, 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 bunicu? Împărtășește-ne, te rog, Experiența ta, ai văzut potop, ai văzut lumea dinaintea potopului. Ăsta nu avea nicio treabă. Pe ăsta nu-l interesa părtășie, nu-l interesa nimic. Pe el interesa câmp. Doar câmp. Și atât. Fraților, acum să nu mă înțelegeți greșit. Eu am întâlnit persoane care bat la și la extrema cealaltă surori care lăsau casa în neglijență, să nu mă înțelegeți greșit, am întâlnit persoane care bate extrema cealaltă, nu că mă duce în lucrarea Domnului, lăsa copii flămânzi, lăsa copii nespălați, lăsa copii neîngrijiți, unii bolnavi, că ea se duce, dragă Doamne, în lucrarea Domnului. Soră scumpă, i-am spus eu, în România, te rog, ai grijă de casa ta? Fii o bună gospodină, păi când vine fratele de la serviciu. Nu că e în lucrare. Ea vrea să fie în lucru. Nu, nu, nu. Trebuie să fii acolo pe poziție. Dar, încă o dată, există extrema cealaltă. Nu că am familie și trebuie să, să, să lucrez. Am familie, am familie. Măi, dar e, e adunare aici, am familie. Ai familie, e drept. Dar cine dă binecuvântarea? Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu ți-a ție sănătatea, Tot spui că n-ai timp, timp de părtășie, n-ai timp de casa Domnului, n-ai timp când frații, când frații au adunare, când frații vor rugăciune, când frații vor să ne întrunim. Câmpul. Nu că eu am câmpul, frate. Eu am armele, frate. După aceea se miră slujitorii. Frate, vină repede la noi. Nu ne mai înțelegem. Apar. Țineți minte ce vă spun. Cei care caută numai câmpul, niciodată nu vor avea binecuvântare, nici de înțelegere, vor începe copiii să fie neascultători. De ce? Pentru că părinții au căutat mai mult, au căutat numai câmp, numai câmp și numai câmp, fără să caute pe Domnul, fără să țină legătura. S-a știrbit, știrbit, legătura, legătura între familia aceea, între familia aceea și între adunare, familia cu adunare și familia cu, cu Domnul, spune, îmi spunea mie odată o familie, în frate, dar noi suntem cu Domnul, A, aici mai puțin. Zic, sorry, îmi pare foarte rău. Cât ai legătură cu, cu frații, atât ai legătură și cu Domnul. Cât Câtă legătură ai cu frații, atât ai și cu Domnul. Nu se poate să ai mai mult cu Domnul. Nu, că eu numai cu Domnul. Nu e adevărat, asta e o păcăleală. Cât e cu Domnul, atâta și cu frații. Doamne, să ne, Domnul să ne binecuvinteze. Slăvi să fie Domnul. Fraților, există, există pericolul acesta al sclaviei moderne. Ați auzit de sclavia modernă? Sclavia modernă, înainte, era sclavia, sclavia aceasta trupească. Când trebuia să lucreze pe plantație, mai ales negrii erau sclavi. Un sclav sau un rob e unul și același lucru. Un rob nu are drept nici la odihnă. Nici la concediu medical. N-are drept la familie, n-are drept la cuvânt, n-are drept la salar, n-are drept la nimic. Ăsta e un rob. Așa vrea să facă diavolul din punct de vedere spiritual. Sclav. Se cheamă sclavie modernă. Nu ești cu trupul, ești cu Duhul, cu Sufletul. Ești cu sufletul, de ce? Câmpul, cei mai mulți tineri, mi-a spus în felul următor, frate, nu pot să scap, nu pot să scap de internet. Nu pot să scap. A fost o adunare de 2000 de tineri. Li s-a împărțit la acei 2000 de tineri câte o foaie de hârtie și le-a pus prima întrebare, le-a spus în felul următor: Fiți foarte sinceri că sunteți aici este Dumnezeu. Fiți sinceri, nu vă puneți numele. Nici unul să nu vă puneți numele. Prima întrebare: Câți din voi ați deschis pagina de pornografie? Știți care a fost numărul? 100% din 2000, 100%, din 2000 de tineri, 2000 au deschis pagina de pornografie. Întrebarea 2. Câți din voi ați făcut pași înainte pe acest câmp? Știți cât a fost? Mai mult de 96%, aproape procentul de 100%. Pasul 3. Întrebarea 3. Câți ați devenit robi pornografiei. Aproape 85% din 2000 de tineri, băieți și fete. Întrebarea 4. câți vreți să scăpați din această robie, din această sclavie? Nu-i de glumit pentru că diavolul vă pune capcane, vă pune, vă leagă cu duhuri de neputință. Nu glumiți cu aceste pagini. Am un prieten în România, păstor. Mi-a povestit următoarea experiență. Noi ne povestim experiențele. Și a spus că acolo, în zona lor, era un tânăr care tot mereu l aborta pe fratele păstor. Frate, iar sunt rob pe acest câmp, pe, în pornografie, iar sunt rob, iar nu pot. Merg, mergea o lună și ceva, iar cădea, iar mergea iar cădea. Și fratele ăsta a spus în felul următor, uite ce, de data asta, a primit de la Domnul o. A primit, de la Domnul a primit o călăuzire, acest frate, și a spus în felul următor, de data asta primesc mărturisirea ta cu o condiție. Poate, frații slujitori învață, e bună ideea asta. Și eu vreau să o fac. Cu o condiție. Eu îți voi da telefon. Timp de șase luni de zile în fiecare seară la ora nouă, și te întreb, ai biruit ziua care a trecut această, această stare, ești biruitor sau iar ai căzut în pornografie? Și o zic, în fiecare seară, fratele slujitor, Eșa fie, ieșa, de exemplu, dacă era o întrunire, să scuza, îmi cer scuze, uite, ies până afară și revin imediat. Îi da telefon. Cum îi? Frate, am ieșit biruitor, frate, am ieșit biruitor, frate, am ieșit biruitor. Și este în rândul biruitorilor. Au trecut șase luni și au trecut după aia de atunci ani. Câmpul vă nenorocește sufletul. Câmpul e diferit. Am întâlnit, de exemplu, în Austria, un frate, un frate, am întâlnit în Austria, nu vă vine să credeți ce vă spun. Punea faianță, se zice taile, nu? Punea taile, a pus într-o singură zi opt băi. Într-o singură zi. Nu vine să credeți. Era profesor. Îi mergea mâna rapid și le punea bine, era doi inși care era lângă el. Unul îi aducea, îi prepara pasta, altul îi aducea faianța, taile la mână, repele, adă ăștia, curgea apă pe ei. Șeful, mai lasă-le puțin! Hai că eu, ăsta, ăsta parcă era odihnit, ăsta nu mă punea. Acesta era profesionist. Din punct de vedere spiritual era varză Dezvoltați-vă din punct de vedere spiritual. Îmbogățiți-vă din punct de vedere spiritual. E bun și profesional. Dar spiritualul e important, că ăsta atârnă de mântuire și de veșnicie. Amin? Slăviți să fie Domnul! Deci primul lucru care l-a determinat pe Dumnezeu să-și întoarcă fața către de la Esau și să ia hotărâre, să nu-l mai iubească, a fost că el petrecea pe câmp. Al doilea lucru. Ne uităm aici în cuvântul Domnului și a vândut dreptul de întâi născut. Frații mei, știți în ce consta dreptul acesta de întâi născut? La evrei? Dreptul la evrei de întâi născut consta următorul lucru. Primul de exemplu, era șapte frați. Primul primea de la părinți porție dublă la moștenire. Nu era nicio supărare. Nici o supărare. În al doilea rând, primea binecuvântare specială din partea părinților. În al treilea rând, cel întâi născut, când venea cu familia, primul întâi născut, al doilea al treilea, al patrulea, se așeza în capul mesii primul, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaselea, al șaptelea. Pe întâi născut, era închinat Domnului, prin el se ținea evidența la spițe de neam. Dreptul acesta se pierdea prin două motive. Primul motiv, când se vindea, sau a vândut cu jurământ dreptul de întâi născut. Dumnezeu i-a șters dreptul acesta. Ruben a pierdut dreptul de întâi născut. Știe cineva cui i-a dat dreptul acesta lui Ruben, întâiul născut al lui Iacov? Știți cui i-l-a dat? Spuneți mai tare! Lui Iosif! Hai să citim repede, te rog frate, pune 1 Cronici, capitolul 5, versetul 1. 1 Cronici, capitolul 5, versetul 1. Fiul lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, că cel este întâi născut, dar pentru că a spurcat, a spurcat patul tatălui său, dreptul lui de întâi născut a fost dat lui Iosif, A fost dat fiilor lui Iosif, scuzați-mă, fiul lui Israel sau Iacov. Fraților, am spus-o în mai multe biserici. Păcatul vă rog din toată inima, luați-o în în, luați de bine și nu mă, să nu mă disprețuiți ce vă spun acum păcatul prea curviei. Curvie înainte de căsătorie, prea curvie după căsătorie. Păcatul prea curviei. Rupe legământul căsătoriei. Țineți minte ce vă spun, vă spun din experiență. Am întâlnit la viața mea ca slujitor multe nu vă jucați cu păcatul acesta care este împotriva trupului. Știți ce ne-a povestit o soră? Frate, eu l-am iertat. Dar nu mai e legătura care a fost oricât am putut. Mi-am dat toate silințele. Nu mai e că s-a rupt legătura. Păcatul preacurviei rupe înaintea lui Dumnezeu legământul căsătoriei și poți să pierzi dreptul tău de întâi născut. Ruben a pierdut dreptul de întâi născut, a spurcat patul tatălui său. Dumnezeu a spus de la tine iau, iau acesta și-l dau filor lui Iosif. Nu mi luați în nume de rău. Nu vă jucați în câmpul acesta pornografic. Asta e demonic. Mulți slujitori nu mai știu ce să facă. Au intrat unii în alertă. Frate, nu mai știu. Am atâția în biserică. Nu vă agravați starea la mântuire. Fiți credincioși familiilor, soțiilor voastre, fiți, fiți credincioși soților voștri și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Al treilea lucru. A petrecut pe câmp, asta nu-l interesa părtășie, vin de dreptul din tine scut. Al treilea lucru, îl găsim scris în cartea Genesa, Vă rog să mă ajutați, frate capitolul 26, versetul 34, al treilea lucru. Citim. La vârsta de 40 de ani, ei s-au aluat de neveste, la plural, pe Iudita, fata hetitului Beri și pe Basmat, fata hetitului Elon. Versetul 35. Ele, au fost o de mare amărăciune pentru Isaac și Rebecca. Fraților, primul om în Biblie care a schimbat procedura lui Dumnezeu, procedura lui Dumnezeu în căsătorie a fost Adam, Eva, atât. Primul om care a schimbat procedura lui Dumnezeu a fost Lameh din seminția lui Cain. A luat două neveste. Cum se numea? Ada și Țila. Ăsta a dat startul la rău. Dumnezeu ne-a creat pe noi, oamenii, atât parte bărbătească și parte femească, cu capacitate... Să iubim numai o singură persoană. Atât, nu putem iubi două. Nu se poate zice, nu puteți să slujiți la doi stăpâni. Nu puteți să iubiți doi stăpâni în acel... Că așa e creată, așa e făcută creația noastră. Să iubim o singură persoană în ce privește căsătoria. Nu două. Și ăsta, așa, și două. Și-a agravat situația în fața lui Dumnezeu. Am învățat pe mulți tineri și vreau să dau numai doar câteva idei aici pentru tineri. Băieți și fete, a venit odată o soră la mine, frate, așa umilă, frate, vreau să vă întreb ceva, zâmbitoare, umilă, drăguță, aș putea să mă căsătoresc cu un băiat nu e el, pocă, dar vine la biserică, sora, nu. Frate, dar vă spun ceva, spune. Nu mi-a făcut complimente niciun băiat din biserică cât mi-a făcut asta. Mi-a spus că mă iubește cu toată inima. Mi-a spus că îmi dă luna, îmi dă stelele, îmi dă soarele. Fată, stai liniștită. Bunicul le-a dat la bunica. Ia, da, și soarele, și luna, și stele. Și ele sunt tot acolo. Bunica s-a dus în pământ. Nu le-a luat. Stai liniștită, fată. Frate, dar să vezi. Nu. Frate, dar mi-a făcut complimente. Ăstea sunt vrăjeli. Oricine poate să, aruncă, să arunce. Vă spun, îmi cer scuze că am folosit cuvântul acesta vrăjel, dar mi-a spus unul. S că, bă, știi cum am povestea, eram într-o mașină și povestea într-un mijloc de transport, povestea doi în spatele meu, că imediat am vrăjit una de la pocăiți. Eu de mă întorc? Ăștia erau nepocăiți? Îți că imediat am vrăjit-o, dar la altul întreabă, cum ai vrăjit-o? Păi am spus că te iubesc, că uite, îți dau flori, că nu știu ce, și ea abia ta. Fetelor, voi din construcție sunteți foarte credule. Voi credeți că dacă un băiat vă spune câte ceva, credeți că e adevărat? Nu, nu așa. Așa e făcut nu dați crezare, nu vă, nu vă înjugați la un juc nepotrivit, că veți suferi. Dați de lucru la părinți. Rugați-vă Domnului. Localitatea Cajvana, județul Suceava. Cunoaște cineva localitatea asta, Cajvana? Da. Localitatea Cajvana, județul Suceava. Cunosc bine localitatea asta? Trăia un frate slujitor, mi-a plăcut foarte mult, fratele Savu. Mi-a povestit fratele acesta, era în biserica lor, o tânără, trecuse vremea, trecuse vremea, ea, beata, se ruga mereu, luați învățătură fetelor, ce spun acum, se ruga, Doamne, te rog din toată inima, Doamne, te rog din toată inima. Erau băieți, fetele, își băteau joc de ea, îmi bătrânești, că nu știu ce, că nu știu ce, că nu știu cum, încep, toate luau la mișto. Și într-o zi, în această biserică, Cașvana, a intrat un tânăr, se pune pe genunchi, lângă fratele slujitor Savu, care nu mai e în viață. Îl întreabă, bine ai venit, uh, uh, te rog, dacă ai un cuvânt pentru noi, frate, uite pentru ce am venit. Dumnezeu mi-a dat o descoperire mare. Domnul mi-a spus să iau câteva zile de post, când va arăta care este viitoarea mea soție. Mi-a arătat localitatea dumneavoastră, Cajvana. Mi-a arătat adunarea. Mi-a arătat fata cu care eu, după care am venit. Și fratele întreabă. Auzi, dacă îți dau voie să te uiți la fete, îmi spui care e? El s-a uitat. Da, ia ui! Ești sigur că ia -i? Frate, eu știu ce mi-a arătat Domnul. La urmă de tot, fratele, fratele Savu, s fratelor, avem aici pe fratele, l-a ridicat în picioare. Uitați scopul pentru care a venit aici. În urma cererii care a avut-o în fața Domnului, ca să-i arate care este viitoarea lui, că așa a vrut Dumnezeu. Sunt metode și metode. Nu toate sunt pe același calapod. Și o rog pe tânăra să se ridice în picioare. Toată biserica, mai ales băieții și fetele, au făcut wow! Și a fost o căsătorie bine binecuvântată. Fetelor, rugați-vă Domnului, eu am fete și am și băieți, necăsătoriți. Le-am spus minim doi ani de zile, sub doi ani să nu vă prind, să vă rugați stăruitor, Dumnezeu să vă pregătească. Căsătoria nu e o, nu e o simplă aventură, ai escaladat un munte, ai venit înapoi și ai gata, căsătoria atârnă veșnicia. Căsătoria atârnă veșnicia. Vă faceți cruce grea. Fata asta care ea a venit, frate, că nu știu ce, n-a ascultat, s-a căsătorit, a venit în biserică, nu în biserica noastră, în altă biserică, ăla după câtva timp a tras-o în lume. S-a dus și ea în lume și în lume și în ziua de azi pentru că n-a stat cu minte. Dumnezeu să binecuvinteze tinerii noștri, să-i binecuvinteze în privința căsătoriei. Fraților, tare multe am văzut la viața mea. La tare multe cazuri am participat, am stat odată la o familie, șase luni de zile a trebuit, șase, hai să vă spun și lucrul acesta și trec imediat la următorul lucru, Șase luni de zile am consiliat, să zice, să consiliere să la o familie, sos, soție, trei copii. Și era să se despartă, divorț. Intrase diavolul acolo în casă, să rupă legământul și să ajungă la divorț. M-am dus prima dată la sora. Pe păi ea am consiliat-o întâi pe sora. După aia l-am luat pe fratele. După aia iar am luat pe sora, după aia iar pe fratele, bineînțeles zile diferite. După aia m-am dus la amândoi, tunete, fulgere. Și le-am spus în felul următor, uitați care e problema, voi aveți trei copii. Dacă voi divorțați, veți fi excluși definitiv din biserică. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Zic, vă rog, făceți, depășiți lucrurile. Vă rog din toată inima, depășiți lucrurile. Fraților, le-au depășit. Zic, nu plec, m-am dus într-o seară hotărâți la ei. Nu plec de aici, nu plec de la voi, M mă culc aici jos. Dar cu voi stau până vă împăcați. Am stat până du după 12 noaptea. A ne-apropiat pe unul și a, a apropiat pe altul. Eu le țineam pe mână. Sunteți gata să dați mâna? Și au început să plângă amândoi. Și astăzi este o familie binecuvântată. Slăvi să fie, Domnul! Deci, fraților, Esau, câmpul, vinderea de, de dreptul și a vândut dreptul de întâi născut, și a luat două neveste și a mai luat și pe a treia, trei, și al patrulea lucru a pus capac și l-a determinat pe Dumnezeu să-l îndepărteze definitiv pentru totdeauna. Și citim al patrulea lucru care a făcut ăsta, citim în cartea, tot în Genesa, capitolul 27, versetul 41 mai puteți să mă ajutați? Mulțumesc! Al patrulea lucru, Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său și Esau zicea în inima sa, zilele de bocet pentru tatăl meu sunt aproape, apoi am să ucid pe fratele meu Iacov. Știți ce înseamnă Ura. Fraților, țineți minte, ura e cel mai groaznic sentiment în lume. Prima crimă care a avut loc pe pământ. Știți unde s-a comis? Pot fi? Da, la altar. De la altar a pornit prima crimă. A venit Cain și a venit Abel, fiecare cu jerfa. Aduce unul jerfă din roadele câmpului, Cain, aduce Abel, chelerea cioban, din întâiul născut al meilor, probabil, și unul și altul. Și Dumnezeu a răspuns cu foc, nu ne spune Biblia, dar ne spun rabinii. Rabinii, ei au această învățătură. Părinte, cum credeți dumneavoastră căci a știut Abel, Cain, că nu i-a primit jerfa? Pe a, primit, a venit foc peste jerfă, Și ăsta i s-a omorât fața și de acolo a pornit Și l-a luat pe ăsta la câmp și l-a ucis. Prima crimă pe pământ. Când am citit istoria bisericii, am rămas uimit, frate și surori. Cele mai multe crime în istoria bisericii s a făcut în numele religiei. Nu vă vine să credeți! Inchiziția papală, papei de la Roma, între anii 1200 până în 1800, a ucis peste Inchiziția Papală, peste 50 de milioane de creștini. În numele religiei, musulmanii omoară în numele religiei. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah e mare și dă cu dinamite, dă cu bombe. În numele religiei, cele mai multe crime. Noi nu suntem chemați la o religie, suntem chemați la o relație, lăudat să fie Domnul. Religia ucide, relația dă viață. Să vă spun o întâmplare și vreau să încheiem. Aduc aminte, nu știu dacă am spus-o, dacă mă repet, nu e nicio greșeală. Era o localitate, cum intru în județul Suceava, numită Udești. Udești. Acolo, în localitatea Udești, o comună mare Udești, era un frate pe nume Fratele Costică Lazar. Acesta s-a întors la Domnul întorcându-se la domnul preotul ortodox al satului, a venit la el, auzi, măi, că tu te-ai dus la eretici? Tu te, tu te... scap cu mintea? ce cu tine? Părinte, abia acum am găsit mântuirea, viața. Eu până acum nu am găsit nimic. Cât umblam cu tine acolo, nu nimic. Alcool, drăcuieli, în jurături și mai mult nimic. Măi, întoarce-te întoarce la biserica străbună, la credința străbună, că dacă nu ai de-a face cu mine, l-aș și amenințat. Eu spus, părinte, eu -am, deja știu ce vreau, știu ce am găsit. Și a trecut un timp, ăsta tot mai dăruit, tot mai cu zel, tot mai cu, cu pasiune pentru Domnul, pe calea Domnului. Și atunci preotul, Cheamă câțiva recalcitranți, oameni răi ai satului, îi dă de băut alcool și îi spune, mergeți la familia, la Cosica Lazar, vă rog să-i demolați casa, dați-i acoperișul tot jos! Ce vă spun, nu-i poveste. Știe toată Moldova ce vă spun în seara aceasta. Când ajunge ăștia sub influența alcoolului, alcoolul face curaj la oricine intră în curtea omului abuziv, când ai intrat în curtea omului abuziv, tu ești cu la care te-ai dus la, la pierduți ăștia, la eretici ăștia. Oameni bun, nu m-am pierdut, nu m-am nu m-am dus la, la, oameni care nu știu ce vor. Eu am găsit ce, ce e necesar, mântuirea sufletului meu. Îți dăm noi ție numai mântuire acum. E o scară, urcă pe scară și începe să dea jos din acoperiș. Ruful, Ăsta când se uită, Doamne Dumnezeule, spunea fratele Costică Lazar, m-a încercat sentimentul de ură. Firea, am simțit-o după ce eu m-am pocăit, deși avea o pocăință autentică, la dragoste din tâi, firea a început să fiarbă în mine. Și Duhul Domnului, exact ce vă spuneam duminică seară, Îndemnurile firii, îndemnurile Duhului. Și Duhul Domnului a spus, du-te și te roacă! Du-te și te roacă! Și s-a dus și s-a rugat aproximativ două ore. Spune el, am stat în rugăciune până am simțit că am câștigat bătălia. Când iese afară din cameră, din casă se să uită, oh, oh, oh ăsta mult, mult dăduse jos. Și acum o cheamă pe soția lui, Maria. Maria, vine cu a, Maria plânsă toată, ne demonează casa. Maria, tași din gură, vină cu -a. Beata femeie, beata soră, vină cu -a ce? Hai la bucătărie repede, la bucătărie, scoate masa în mijlocul curții, Omule, stai liniștită, Marie, fă ce spun eu. Au scos marța în mijlocul curții. Aici aduce mâncare. Ăștia sunt flămânzi. Ăștia obosit. Sunt flămânzi, trebuie să le dăm mâncare. Fraților, ce vă spun, nu poveste. Și a început fratele Costică Lazar să cheme. Oameni buni, vă rog să veriți jos. Voi sunteți flămânzi. Spunea fratele Costică, nu-i vrea să creadă. Cum adică noi demolăm casă, dăm jos acoperiș, ăsta ne cheamă la masă. O scă, primele, mai mult de un minut, ăștia erau piatră. Se uita toți cu gura căscată, nu vrea să creadă. Oameni buni, ăsta tot insista, coborâți, vă rog, coborâți. Și a început să coboare primul. A coborât așa încet, încet, așa, ca un biruit. Acum ăsta când a coborât, bă, hai, coborâți vă de acum, am făcut-o, am făcut-o la om. N-a venit, ne cerem la om. S-a pus la masă. Fratele Costica Lazar a spus, cer binecuvântarea Domnului. A pus numele Domnului în peste ei. Și a spus, Doamne, aceștia care au intrat în casă, la mine în curte să-mi facă rău, să-i binecuvintez, Doamne. Fraților, știți că la unii le-a dat lacrimi. Doamne, binecuvintează și bunurile acestea. Au mâncat și au spus în felul următor, de acum nu mai facem răul. Și a cerut scuze. S-a dus la preotul satului, i-a dat o bătută, așa cum trebuie. Ne-ai pus să facem rău la cel mai bun om din sat. Se întorc înapoi. I-a spus în felul următor, uite ce, ce, ce vrem să facem. Am început rău, dar vrem să facem bine. Dăm jos tot ruful care e și așa e vechi. Și spunem nou și a pus acoperiș nou. Și toți șase s-au pocăit. Și acum este adunare. De ce? Un om. Un om a căutat să facă bine. Slăvit să fie Domnul. Fraților, vreau să facem o rugăciune. dacă a știrbit ceva relația noastră cu Dumnezeu și am început să luăm, să avem numai înfrângeri, numai eșecuri, nu mai avem pace, nu mai avem bucurie, verificați câmpul, nu cumva câmpul va a știrbit relația cu Domnul? Vedeți câmpul, ce a făcut câmpul în viață? Și eu am văzut de multe ori, am zis, băi, stai o leacă, câmp, câmp, dar trebuie limită, Și serviciul e câmp. Dar trebuie, e bun câmpul. Biblia zice: Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Nu încurajează nimeni lenevia. Dar nici să fim robi, nici să ne ducem pe latura elaltă să pierdem totul ce, duho ce este spiritual, cei duhovnicesc, legătura noastră, pacea noastră, bucuria noastră, biserica, să pierdem că ne trebuie numai câmp să ne ajute Domnul să ne pocăim. Cu toții ne ridicăm și ne rugăm.